Întemeierea Bisericii Creștine. Întemeietorul și capul Bisericii este Domnul nostru Iisus Hristos. Drepții care au trăit în Vechiul Testament îl așteptau pe Mesia Hristos și, crezând în Cel care avea să vină, și-au mântuit sufletele. Omenirea de astăzi trăiește crezând în Domnul Iisus, care a venit în lume în chip omenesc. În timpul domniei regelui roman Tiberiu, anul 14 înainte de Hristos, 37 după Hristos, Mântuitorul a predicat 3 ani, învățând oamenii credința adevărată, vindecând bolnavi și înviind pe cei morți. Biserica creștină a fost înființată de Domnul Iisus Hristos prin vestirea Evangheliei. Mulțimile de oameni care îl urmau pretutindeni erau pregătite deja pentru înființarea bisericii, credeau în Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. Biserica propriu-zisă va fi înființată însă mai târziu, la pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli, după făgăduința Domnului Hristos. La răstignirea sa pe cruce, la moartea sa pământească, cerul s-a întunecat și catapeteasma templului din Ierusalim s-a rupt în două. Aceste evenimente i-au cutremurat pe unii dintre cei prezenți pe muntele Golgota, căci ele arătau că Iisus Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Apoi, la învierea sa din morți, lumea s-a bucurat, după cum spune o cântare de Paști, căci prin înviere ni se dăduse și nouă oamenilor posibilitatea de a câștiga raiul pe care l-au avut cândva Adam și Eva. Acest lucru trebuia făcut însă cu sfătuire multă, cu ascultarea smerită a poporului credincios către unii oameni cu autoritate. Și cine alții puteau învăța mai departe lumea cum să se mântuiască, dacă nu chiar cei 12 apostoli care au stat atâția ani lângă Domnul Iisus și au fost învățați la rândul lor de către El? Timp de 40 de zile după înviere, Domnul Iisus Hristos s-a arătat apostolilor săi spre a-i învăța de săvârșit. Apoi s-a înălțat la ceruri, făgăduind lumii că va fi mereu cu ea. Apostolilor, Iisus le-a mai făcut o făgăduință. Nu peste mult timp, Dumnezeu Tatăl le va trimite pe Duhul Sfânt. La doar 10 zile de la înălțarea la cer a Domnului, apostolii stăteau împreună când deodată s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Fapte 2, de la versetul 2 la 4. Cum era acest dar al vorbirii în limbi? Fiecare apostol vorbea o singură dată în limba pe care o știa, dar cei care îl ascultau, deși erau din popoare diferite, cu limbi diferite, fiecare înțelegea pe limba lui. După primirea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, Sfântul Apostol Petru, care era cel mai în vârstă și căruia îi revenea des sarcina de a vorbi cel din tâi mulțimilor, a început să predice. Învățăturile sale pe care le primise de la Domnul Iisus Hristos au făcut ca atunci, imediat după predică, 3.000 de oameni să se boteze în numele Sfintei Treimi și să intre astfel cei din tâi în Biserica Creștină, cea care crede în Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. Sfântul Botez a rămas până astăzi calea de intrare în Biserica adevărată, după cuvintele lui Iisus Hristos, care a spus: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan 3, versetul 5. Cei 3.000 de oameni botezați atunci au format, deci, prima comunitate creștină, miezul Bisericii Creștine. Lor li se vor adăuga în curând mii și mii de alți creștini. Rugăciune către Duhul Sfânt. Amin.
Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfat pentru viață. Botezul este poarta de intrare în creștinism. Să ne rugăm Duhului Sfânt pentru a ne lumina, să ascultăm de slujitorii bisericii și să împlinim ceea ce ne învață. Duminica Mare este ziua de naștere a bisericii creștine. Cuvânt din Sfânta Scriptură. Deci, cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3000 de suflete. Fapte 2, versetul 41. Învățăturile Sfinților Părinți. Unde e biserica, acolo e și Duhul Sfânt, și unde e Duhul Sfânt, acolo e și biserica. Sfântul Irineu. Lectură. Cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Crezi tu că toți creștinii ortodoxi sunt mădulare ale unui singur și același trup și că noi trebuie să păstrăm unitatea Duhului în legătura păcii, să ne ajutăm unii pe alții? Crezi tu că sfinții sunt frații noștri, mijlocind pentru noi în cer înaintea lui Dumnezeu? Respecti tu pe fiecare creștin ca pe un mădular al lui Hristos și ca pe fratele tău după natura umană? Iubești tu pe fiecare om ca pe tine însuți, ca pe trupul și sângele tău? Ierți tu generos greșelile altora? Ajuți tu pe cei care sunt în nevoi dacă îți stă în putință? Înveți legea lui Dumnezeu pe cel neștiutor? Întorci pe păcătos din căile lui rele? Credința în Biserica Sfântă, sobornicească și apostolească ne îndeamnă și ne obligă să facem toate acestea. Și pentru toate acestea, o mare răsplată ne este promisă de capul bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan de Kronstadt.